Salutare, dragilor! Bine ați venit în Maramureș, unde eu, Andreea și Daniel, soțul meu, am cumpărat anul trecut o gospodărie foarte frumoasă și... Stai tu că eu tare acru eram. Am vrut să zic că vai ce frumos te-ai domnit și te-ai aranjat tu, țăranca. Nu, lasă-mă să termin, lasă acolo. Bună ziua! Andreea continuă discuția. Și unde am descoperit că sunt cu 3 grade Celsius mai puțin decât în gospodăria noastră principală. Am avut astăzi 37 de grade Celsius și n-am știut pe unde să ne mai ascundem. Și am venit aici și pe când am ajuns ne-am uitat în bordul mașinii și ne-a arătat cu 3 sau 4, chiar 4 grade, 4 cred grade. Că. Cu 4 grade mai puțin, de fapt, nu 3. Erau 37 de grade când am pornit de acasă și am ajuns și au fost aici 33 de grade. Și se mai răcorește. Pentru că în spatele meu este un deal mare, împădurit. De pe la ora 5 se lasă aici pe toată gospodăria, se lasă umbra. E foarte bine, e foarte plăcut. Și m-am echipat aici, m-am protejat cu pălărie, ochelari, tot ce trebuie. Mergem să ne împletim ceapa. Dar până atunci vreau să vă mai arăt ce mai face grădinuța noastră, pentru că e tare frumoasă și tare mândră de ea. Și în special vă arăt acum de ce sunt cel mai mândră. Uite că te duc cu mine. Uai, bietul de tine. Am adus generator să-ți sui apa în deal, să-ți poți uda grejinea, să te poți lăuda cu ea. No. Spune tu. Numai pe tine te știi lăuda. Lauda și pe alții. De ce n-ai luat tu camera asta primul, să te Lasă poți lăuda tu? Lasă că mai frumos în fata, în bărbață să așa cu mâzi din topor. Băi, da. Copii, v-ați pus în vârful patului. Nu veniți să goliți coșulețele astea, eu trebuie să le duc tăte. Da-ți gole. Și ce dacă? Cum să le golim? Să le duci de aici, ca să-mi pot lua din mașină ce am de luat. Copiii ăștia tu, așa e, nu știu, trebuie să ne ocupăm mai bine de da, educația okay. lor. Că văd că sunt cam și răi de gură, dar și harnici, că cine-i cunoaște de pe canalul Rășan la țară, vede cât de harnici, că n-au ce face, că ne văd pe noi și vai de capul lor. Nu să să fie și ei. Ia rușinea. Da, no. Ce faci tu acum? Ne scoți apă să avem în... Da. În fântână, așa-i? Merem încolo. Na, că ți s-o împodmolit aici. Grădină, am urs să te lauzi cu grădina ta. Bine, așa o-i face. Eu mă duc la alte treburi. O, ce m-am urzăcat. Oh, nu mă filma de aproape, că tot e misceară jejitele, că am fost pe la albine de dimineață. Da, uite păi amătoară, n-ai fost la birou în domeniul IT. Na, unde a rămas? Ca muihia să-i filmezi pe tăți, să se laude tăți. Bun. În grădină am pus anul ăsta pentru prima dată. Ca și experiment, am pus conopidă. Știam așa din auzite că această legumă, conopida, este cam pretențioasă, se fac afide,
se umple de gângăni și una și alta. Și am vrut eu să văd cum se dezvoltă și cum crește în grădina noastră. Frunzele până la șolduri, la mine, dar încă n-a ieșit conopida decât asta, care mi se pare așa mai ciudățică, pentru că nu prea pare conopidă, pare altceva. Ce frumusețe, drăguță! Ce drăguț! Vai, ce frumoasă, eu mai crescut de ultima dată. Da. Acum nu știm cât de mare o să se facă. Mai ai una? Da. Hai să vedem și pe asta. Se zice că se pune deasupra o frunză pentru a nu da soarele pe căpățână, pentru că se colorează. Nu mai rămâne albă. Asta e chiar drăguță. Îmbunucă. Deci cam peste tot din secțiunea asta de conopidă au ieșit, dar să vedem cât de mari se vor face. Frumoase. Și roșiile noastre le-am copilit, le-am legat. S-au făcut destul de frumoase. Sunt mai multe soiuri. Aici cred că este San Marzano sau nu mai știu exact ce soi. Mami, uite că una ce ăsta e. Avem și roșii galbene, portocalii, roșii cherry, mai multe soiuri. Dar astăzi am venit aici special pentru a împleti ceapa, pentru că s-a copt destul de bine, codițele toate erau la pământ și pământul începe să se întărească, să fie tot mai uscat, și atunci din ce în ce mai greu să scoatem ceapa din pământ. Și am zis că cel mai bine e să o scoatem și se mai uscă ea în bătaia vântului și ce o mai fi. Da, cam asta am venit noi să facem astăzi. Nu așa se face, iubito, nu așa. Cum? Nu, dar e frumos, las-o așa, că asta e frumos, așa cum ai făcut-o tu. Foarte frumos ai împletit-o aia, e chiar drăguță, doar că trebuie să le împletim toate, deci ca și un spic trebuie să facem. Așa că luăm toată ceapa, Sofia, și ne-o ducem acolo pe deal, ca să putem să ne punem jos și să ne tot luăm ceapă în mână și să tot împletim. Mai avem de scos, pentru că numai jumate din ceapă am scos-o, mai avem un pic de scos și suntem gata. Așa că tu iei mănunchiurile alea și le duci acolo pe deal. Că-i umbră, e frumos, e plăcut, numai bine stăm noi acolo. Și apoi te învăț cum se împletește, bine? Aici? Da, da, perfect. Nu o tare lovi, da? O pui mai încet, că se lovește și putrezește acolo unde o lovim. Asta nu putem. Da, ba, aia, putem, toate dule. Ce nu putem împleti, punem deoparte. Da. Că vin destul de ușor afară. Da. Partea că te-a fac ușor. Da? Apa, tante mia. Da, că nu e așa multă. Se scoate foarte ușor. Da, curata, da. Acasă, vai, ce greu e așa. E cu următoarea pira, mai este acolo, Ana. Domnișoară, vor la treabă. Bun, gata. Faceți cu nu-mi faine. Îți iei încă o ceapă. Și o pui așa pe linia care vine așa, pe linia asta care vine deasupra, da? Asta înseamnă că tu aici ții linia, da? Aici? Vrei să-mi dai tu ceapă și să-mi pletesc eu? Da. Face numai că
până... Greu, nu? Da. Nu știu, ochii. Ce ți-ar mai place să te învăț eu pe tine? Să știi, să faci, să-ți rămână? Dacă la cum faci tu să-ți încolțească semințele, că anul viitor vreau să-mi fac grădinuța mea. Super, o să te învăț, sigur că da. Nu-i greu deloc, doar trebuie să le pui la momentul potrivit și să-ți dai seama exact când e momentul. Pentru și că când e momentul să le scoți. Când e momentul să le pui la încolțit, când e momentul să le scoți din casă, să le pui în pământ. Pentru că, oricum, niciun an nu-i ca ceilalți, într-adevăr. Și anul, și anul ăsta a fost... Te-a mușcat o furnică? Da. Anul ăsta a fost un an foarte bun pentru legume, s-au făcut foarte frumos toate, dar sunt ani în care îngheață, pentru că îngheață afară mult prea târziu. La noi vremea e cam imprevizibilă așa în zona noastră.